Mi-a povestit Aurelian la un moment dat, era bine ca stare de sănătate, că a mers cu filmările de la Etno, undeva prin țară, la un solist anume, și că acel solist a încercat să-l otrăvească. Nu sunt spusele mele, nu acuz eu că m-am trezit acum. Sunt povestirile lui, cum, printr-o cafea. I-a dat o cafea și a încercat să-l otrăvească. Nu mi-a dat detalii, dar m-a șocat. Asta îmi povestea. Când îmi povestea, uite ce m-au făcut oamenii, uite că a zis cineva că nu mai mor odată sau că altcineva. El primea deseori mesaje răutăcioase de la oameni, nu se știe de la cine, cu siguranță nu admiratori sau nu prieteni, care îi doreau răul. De iertat, eu niciodată nu iert, pentru că nu sunt Dumnezeu. Adică, Dar nu uit. așa. Nu uit niciodată. Rămâne o rană deschisă în sufletul meu. În momentul în care mi s-a făcut rău, sunt afectat. Toți Îmi suntem. dăunează grav și sufletului Și și mie. sănătății Da, fizice așa. a corpului meu. Și mă duc la Dumnezeu și pe El îl rog. Doamne, te rog frumos să îi ierți, pentru că nu știu ce fac. Ei mi-au făcut mie astăzi un rău și mâine vor avea de 4-5 ori mai mult Mai mult, rău așa decât mi-au este. făcut. Și să știi că de multe ori am regretat după aceea, pentru că au fost oameni care au plătit foarte scump pentru răul pe care mi l-au Păi făcut. da. Sunt oameni care, îți spun sincer, Maria, mă deschid puțin, sunt oameni care și acum mi-au dat mesaje și mi-au spus, nu mai mori odată. Nu cred. Ba da, oameni dragi, Nu oameni cred. care vreau să spun că s-au bucurat de suferința mea. Nu cred, Aurelia. Dar există un Dumnezeu care le judecă pe toate și eu nu sunt supărat pe acele persoane. Eu știu despre cine este vorba și le doresc tot binele din lume. Să nu traverseze perioadele grele din viața mea nimeni, pentru că sunt ale mele. Și suferințele mele sunt ale mele. Dramele mele sunt ale mele. Trăirile mele. Iar dacă Dumnezeu pe mine m-a încercat și mă încearcă și mă va mai încerca Dacă probabil, iubește este pentru că mă și iubește. minunii. Tot timpul spunea lucruri, dar nu-mi dădea nume. Nu spunea. Cora, uite, primesc, uite ce-mi scrie. Nu mai mori odată. Să scape lumea de tine. Adică niște lucruri îngrozitoare. Deci nu... Eu nu venea să cred că el, oricum, cum a și spus, dacă am făcut ceva, plătesc pentru tot ce am făcut. Ca avea o vorbă, ca artist, nu mă, ca om, poate am greșit, dar ca artist nu mă simt vinovat. Mi-a plăcut vorba aceasta. După ce s-a mutat la București, el mă suna la 4-5 zile și îmi spunea: Ioana, ce mai faci? Ce ai mai făcut? Cum merge magazinul? După aceea eu am început să am trecut în alt domeniu de activitate, am început să realizez emisiuni. Mă rog, vorbeam și în timpul ăla poate îl suna cineva, vreun interpret sau vreun om din țară, dar și avea un stil, zice: Aolo, mă sună, dar ce o fi vrând? Dar lasă să aștepte, acum vorbesc cu Ioana Anton. Deci avea așa un stil, dar asta nu înseamnă că nu resuna persoana respectivă, o resuna. Eu aș vrea să vă mai spun, de exemplu, că la un moment dat, în 2000, în ianuarie 2000, conducerea întreprinderii unde am lucrat mi-a organizat ziua mea de naștere, 30 de ani. Eu sunt de o seamă cu Aurelian Preda. Eu sunt născută pe 28 ianuarie, iar el pe 2 februarie. Deci, revenind, conducerea întreprinderii mi-a organizat ziua mea de naștere și el, fiind foarte bun prieten cu tantinela și cu colegele mele de la magazin, au aflat că eu voi sărba ziua la un restaurant undeva din cartierul Prundului, spunem noi, la ieșire spre București. Și ce s-a gândit el, a vorbit cu fetele și a venit și el la restaurant. Eu nu am știut absolut nimic, dar ce s-a întâmplat acolo? Șeful restaurantului a venit la mine, eram la masă cu colegele și cu domnii directori de atunci, doamna șefă contabilă, mă rog, mai mult personal de la întreprindere. Și a venit șeful restaurantului și mi-a spus: Ioana,
te caută doi domni. Și zic, aolo, cum arată? Și zice, doi tipi așa îmbrăcați în negru, zice, cred că sunt de la poliție. Păi zic, de ce să fie de la poliție, că n-am făcut nimic? Ce să caute ei la... acum, da? Zice, da, zice, hai să vorbești, poate o fi vreo greșeală. Dar totul zice, hai să vorbești. Ei erau la intrare la restaurant, în restaurantul respectiv. Și când am mers acolo la ușă, era Aurelian cu Cristian Sandu. Bine, el cum era ploaie afară, mi-aduc aminte, și era îmbrăcat, bineînțeles, în negru, un costum negru, așa, iar pe deasupra avea un pardesiu negru cu niște ochelari de soare, el fiind foarte înalt, Cristian Sandu era îmbrăcat și el în negru. Bineînțeles că s-a speriat domnul ăsta. L-am recunoscut, i-am mulțumit, mi-a adus un cadou foarte frumos atunci, nu a stat foarte mult, a cântat și a plecat. Dar pentru mine a fost o bucurie faptul că a fost prezent. Era sufletul, pot să spun că era sufletul călătoriei. Deci el ne povestea atâtea lucruri frumoase și spunea, mă, parcă voi n-aveți viață în voi, mă. Ce fel de oameni sunteți voi? Dacă el tăcea și nu mai povestea nimic, nu se mai întâmpla nimic. Era o liniște de plină. Puțini dintre iubitorii de folclor știu că Aurelian, viața de zi cu zi, era un om, chiar dacă aparent intangibil, el era o fire veselă atunci, mai ales când era în prezența oamenilor simpli, și în special în petreceri, chiar era de multe ori dat tonul, era sufletul petrecerilor. A cununat ultima oară un viitor preot, care actualmente este preot, Părintele Mihai, la Câmpul Lung Moldovenesc, împreună cu doamna Maria Ghinea, și a fost acolo nășărei, cum se spune, eu, doamna Elisabeta Turcu, Cora și a început petrecerea. A început petrecerea. Fiind nuntă la local, toată lumea aștepta la masă, stai cu fii, cu pățică, cam că nu știu ce. Aurelian a stat la masă, a mâncat. Mă rog, a mâncat ce a putut el să mănânce sărăcuțul, că ce mai mânca el, mai ales în ultima perioadă, pe niște amărâți de covricei și cu un pahar cu vin. Și asta ce asta și am văzut că nu... ori e petrecere, orice. Și a cerut un microfon. Da. Și la un moment dat, către toată lumea, glumind, evident, că aici am venit la mormântare sau am venit la nuntă. Și a cerut băieților de acolo tonalitatea și ore de joc. Și a început. Și, logic, dacă a ieșit nașul, nu știu ce. Și apoi toată lumea a ieșit și a început să petreacă. Dar era o fire care spunea și când se simțea bine, în foarte puținele momente, spunea bancuri, îi plăcea să spună bancuri. De multe ori în casa domnului Ion Dolănescu, acolo unde mai mergeam, domnul Ion, care la fel avea o fizionomie de considerai că nu poți să discuți două vorbe cu acest om. De unde? Era un om plin de bancuri, de poante, de nebunii. Și Aurelian participa și el. Mai spunea domnul Ion una, mai spunea el una, mai spunea Ionuț una. Și așa mai departe. Deci era o firă, un om hâtru. Îi plăcea să fie înconjurat de veselie, chiar dacă avea foarte puține momente de bucurie, foarte, foarte puține. Asta din pricina sănătății. Și se bucura foarte, foarte mult de simplitate. Simplitatea pentru el era un mod de viață. Don't be
El era pus pe șotii și în ultimii ani, chiar, bine, nu chiar la final acum, chiar deja când știa că e bolnav și când nu-i dispăruse, știu eu, scânteia și o gubeață din priviri și dacă putea să înveselească atmosfera sau să aplaneze un conflict, sau o făcea întotdeauna. Venisem în România și mi-a zis, zice, măi, uite, o să-ți prezint un cuplu micuț, dar el este un bun prieten de-al meu și un coleg. Și nu au prea mult financiar, dar vor să fie cununați. Ei încă mai au niște nași care nu le dau numele și i-a spus, stai puțin să vorbesc cu soțul dacă dorește să vină să cunune. Eu am vorbit cu soțul meu, Giuseppe Pino, așa, și el a zis, zice, eu mă simt foarte obosit pentru că el de fapt este mai în vârstă și zice, nu pot să, pentru că nu înțeleg că la catolici nu există să fii căsătorit sau ne... Se face, deci, nu se fac un fel de martor, cum ar fi nașii. Deci. Și zic, măi, vezi că, soțul nu vine, dar dacă în România ortodoxii întreabă de certificat de ceva, tu știi destul de bine că nu există nicio problemă, pentru că eu vorbesc cu Finu, cum ar zice, și vorbește cu preoții și stai liniștită că nu vei fi întrebată în nimic absolut, sau tu sau eu. Într-adevăr, am făcut toate pregătirile și am plecat cu tot fastul, a ieșit o nuntă extraordinară și în biserică, într-adevăr, nimeni, și erau trei preoți, nu s-a deranjat să întrebe absolut nimic. La care ceilalți nași, mi-aduc aminte, erau mirați. Adică era un moment din ăsta așa ciudat. Se poate cununa în România cu bani. Nu contează să fii căsătorit. Îmi pare rău, dar s-a făcut. În ceea ce mi-a povestit mie, a avut un vis, a visat, unde trecea o apă, trei ape a trecut și a ajuns la o mănăstire unde a întâlnit un preot desculț, care mergea desculț prin iarbă. Nu pot să mă pronunț în ceea ce ține despre viața lui Aurelian. L-am cunoscut în ultimii trei ani din viață și l-am cunoscut într-o permanentă căutare, într-o permanentă căutare de liniște, de putere, să spun eu, să poată să treacă peste ceea ce viața i-a adus. De aceea venea frecvent la Dervent în căutare. A fost invitat acolo și zice, culmea, când am trecut o apă, am ajuns la mănăstire, m-am tâmpinat părintele stareț, desculț în iarbă. Și atunci mi-am dat seama că visul a fost dat de Dumnezeu. De fiecare dată când ajungea la Dervent, uneori nu-și mai ducea bagajul la cazare și vinea direct la bucătărie. Îi plăcea foarte mult să ajute la bucătărie. El punea masa, el făcea salate sau mai mult de atât, umbla pe afară și care n-au mâncat să vină la masă. Mă supăram eu, îi spuneam, măi, dar poate nu mi-ajunge mâncarea, poate mai astâmpără-te, mai... Dar îl lăsam să nu se supere și totuși vedeam că mâncarea era dintotdeauna pentru toată lumea, chemată. Când am venit în locul unde, în chilie unde era el cazat, l-am văzut în genunchi și am bătut la ușă, am văzut că nu răspunde, am deschis ușa, zic, poate o fi rău sau... Și l-am văzut în genunchi în lacrimi. Și a venit aici în acest loc, era iarbă, și s-a plecat și a mângâiat iarba și mi-a spus, doamna Betty, ca așa îmi spunea el, la revedere, dacă nu ne mai vedem, toate cele bune.